E o mânghiere pentru ochii mei să-mi vând strunfișorii la vremea recoltei. Leneșule! Ce? Care? Vine acum papa ștrunf! De ce nu dai și tu o mână de ajutor la strânsul recoltei? Tocmai aveam de gând, papa ștrunf, dar m-a apucat așa o ștrunf durere. Mă doare spatele și mi-e rău de la stomac și de-astea. Ei, acum că te-ai odihnit, du-te și adu niște apă. Da, papa ștrunf. Mi-ar prinde bine o gură de apă. Și nouă, dar leneșul nu ne-a adus apă deloc. A, nu? Ce fac acum? Îmi pariu că s-a culcat din nou pe undeva. Dar când l-i găsi iară fiului, n-o să-i meargă să mă fraierească el pe mine așa în halul ăsta. Du-te în pădure și ștrumfește niște lemne de foc. Da, papa ștrumf. Bună idee, papa ștrumf! Întotdeauna am zis că aici nu-i loc pentru trântori și... La comul ar putea să dea o mână de ajutor, are nevoie de puțină mișcare. Muncă, numai asta facem tot timpul. N-are rost să bombănim, leneșule. Papa ștrumf zice că noi ștrumfii trebuie să lucrăm ca o echipă. La urma urmei, puțină trudă n-a stricat niciunui ștrumf, nu-i așa? Nu! Teoria asta ar trebui revizuită. M-am săturat de atâta muncă. Nu-mi doresc decât să trag un pui de somn. Și tot ce-mi doresc este un coș mare cu ștrumfragi. Sunt prea obosit ca să mai mănânc. Iată, uite, un locșor numai bun de dormit. Mă odihnesc repede și pe urmă mă întorc la treabă. Leneșule, ce mai e? Tu cine ești? Sunt Cicero, iar tu, amice, ești epuizat. Iauzi, ai nevoie de o vacanță și știu un loc perfect pentru asta. Ia stai, ce fel de loc? Paradisul, bineînțeles. Acolo unde nu se muncește, n-ai răspunderi și nu spune nimeni ce să faci. Dar eu o să-ți mai placă. Păi, eu... Leneșule! Leneșule! Bine, mă duc, dar numai pentru câteva minute. Așa te vreau. Hai pe aici. Uite-l! Leneșule, unde ai fost? Avem treabă! Haide! Vezi aia? Leneșul a ștrumfit-o prin cascada aia. Trebuie să-l salvăm! Du-te tu și vezi unde s-a dus lacomul, iar eu stau cu ochii pe lemnele de foc. Nici vorbă! După tine, istețule! Stai! Hai să discutăm treaba asta ca de la ștrumf la ștrumf! Nu! Mamă! Mamă! Ia te uită! Bine-ați venit în paradis! Eu sunt Bacchus, gazda voastră. Bucurați-vă de tot ce vă doriți! Măiculiță! Mulțam, domnule Bacchus! Da, mulțam! Dar nu putem rămâne aici, avem de strâns lemne de foc și... Lemne de foc, luați tot ce vă doriți. Și papa ștrumf a zis să nu vorbim cu străinii. Dar vă aflați printre prieteni acum. Și papa ștrumf o să se supere de-a binele dacă... Nu ștrumfi distracția. Da, chiar așa este. Mai relaxează-te. Ștrumfilor, distrați-vă acum, pentru că viața e scurtă. Care pat de aici și nu mai pot dormi deloc. Nu mai pot înghiți nici măcar un dumicat. Eu m-am plictisit. Și eu. Și eu. Eu și mai și eu, domnule Bacchus. Bacchus, ce mai poți face pentru voi? Vreți mai multe perne, mai multe pateuri? Mai multă distracție. Suntem plictisiți. Da, și eu. Și eu, hai să jucăm un joc. Ce-i zice de v-ați ascunselea că vă vânăm, șeful? E un joc frumos. V-ați ascunselea că vă vânăm?
Oh, e distractiv. Voi ștrumfii vă ascundeți, iar eu și Cicero vă vom vâna. Am început. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect! Nu o să ne găsească niciodată aici. Oh, sper că nu. Toată alergătura asta m-a obosit rău. 8, 9, 10. Cine-i gata, îl luăm cu lăpata. Vor distracție, să le dăm distracție. Îi vezi, șeful? Nu, dar ceva îmi spune că sunt chiar acolo. Auleu! Ajutor! Leneșule! Am auzit doar două voci, șeful. Probabil că mi-am ieșit din mână. Leneșule, ajută-ne! Ce? Nu vreți să nu vă mai prostiți? Scoate-ne de aici! Nu mai poate ștrumful să doarmă. Dar cum v-ați căzut acolo? Nu știu. Pur și simplu s-a întâmplat. Da, sigur. Haideți să găsim o ascunzătoare mai bună. Surpriză, surpriză! Ce? I-a pierdut? Unde s-au dus? Lasă, șeful, nu pot fi departe. Da, da, pun pariu că sunt acolo. Da, aici n-au să ne găsească. Baza! Hei, ce mai e acum? Nu i-am făcut așa. Statuia aia s-a mutat. Da, sigur, și mă mut și eu într-o ascunzătoare mai liniștită. Hei, așteaptă-ne și pe noi. Acum v-am prins? Iar au scăpat. Încep să mă înfurii. Ușurel, șef, ușurel. Data următoare sigur îi găsești. Da, am să-i găsesc. Pentru că indiferent unde s-ar ascunde, de data asta am să-i dibui eu. Oh, vai! Aha! V-am găsit! Haideți, uite o ieșire! Chiar că e periculos? Chestia asta a mers prea departe. Vino, Cicero, e timpul să terminăm cu joaca, cu ștrumfii ăștia și să ne pregătim pentru cină. Aveți dreptate, locul ăsta chiar că e periculos. Hei, îmi miroase mâncare de casă. Mesaj de la Bacchus. Iată meniul special pentru astă seară. Văd că avem musafir la cină. Despre noi e vorba. Chiar așa, Bacchus vrea sufleua la ștrumf. Sufleua la ștrumf? Chiar că despre noi e vorba. Hai să ștergem de aici. Încotro. Nu noi. Bun, pentru că acum petrecerea s-a terminat și vine nota de plată. De plată? Noi credeam că e gratis. Gratis? Prostuților, cineva trebuie să-mi gătească mâncarea, să-mi taie lemne și să-mi îngrijească grădinile. Păi nu? Ei, și cum voi sunteți prea mici să faceți toate treburile astea, mai rămâne liber un singur loc. Cel de pe farfuria mea. Nu-i lăsați să scape! Lasă, șefă, că nu scapă! Nu! Auleu! N-aveți cum să scăpați ștrumfilor niciodată! Puter, ce vă aflați la mine, ascultați! Pe ștrumf să scape nu-i lăsați! Ajutor! Așteptați-mă și pe mine!
Lacomule, așteptați-mă! Ajutor! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Leneșule! Leneșule! Nu! Dați-mi drumul! Leneșule! Nu! Vă rog! Ce? Cum? Leneșule, te-am căutat peste tot! Papa Ștrumf a zis să ne întoarcem la apusul soarelui! Da, am întârziat! Ai, ce bine îmi pare că vă văd! Serios? Am reușit, ștrumfilor, am terminat pregătirile pentru iarnă la timp. Și n-am fi putut face asta fără ajutorul tuturor ștrumfilor. Leneșule, numai tu nu dormi încă. Cum se face că încă n-ai alunecat spre tărâmul viselor? Am fost deja pe tărâmul viselor, Papa Ștrumf, și nu e cine știe ce scofală.